Rugăciune puternică către Maica Domnului. Această rugăciune specială este menită să aducă lumină și pace în sufletele noastre, chemând mijlocirea Maicii Domnului în fața Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Faceți abstracție de orice vă înconjoară și haideți să ne eliberăm inimile de greutăți, să ne liniștim mințile și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Domnului. Împreună vom rosti această puternică rugăciune, cerând luminare și înțelepciune pentru a înțelege și a trăi după voința divină. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, venim astăzi înaintea Ta cu inimile pline de mulțumire și recunoștință pentru toată purtarea Ta de grijă și pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat asupra noastră. Tu care ești Maica noastră iubitoare și ocrotitoare, ne-ai călăuzit pașii și ne-ai fost stâlp de lumină în vremurile de încercare. Te chemăm, Maică Sfântă, să ne primești în brațele Tale și să ne acoperi cu Sfântul Tău acoperământ. Ajută-ne să rămânem smeriți în fața încercărilor vieții și să ne încredem neclintiți în puterea Ta și în mila Dumnezeului nostru. O Maica Domnului, Tu cunoști toate greutățile și nevoile noastre, adu-ți aminte de noi și binecuvântează-ne cu harul Tău. Te rog să ne fii mijlocitoare înaintea tronului ceresc al Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și să ne aduci pace în suflete, sănătate în trupuri și luminarea minților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, dă-ne puterea să biruim ispitele și să ne păstrăm credința puternică. Întărește-ne în virtute, în rugăciune și în dragoste față de aproapele nostru. Învață-ne să trăim cu smerenie, simplitate și curăție de inimă, urmând exemplul Tău de desăvârșită supunere și devotament față de voia lui Dumnezeu. Îndreaptă-ne pașii și ajută-ne să ne apropiem mai mult de Fiul Tău, prin rugăciune, post și fapte bune. Te rugăm, Maică Preacurată, să ne dăruiești alinare sufletească și să ne ocrotești pe noi și pe cei dragi nouă de toate relele și necazurile. Mulțumim, Preasfântă Fecioară, pentru mila și bunătatea Ta nemărginită. Te lăudăm și Te slăvim pentru iubirea pe care o arăți întregii făpturi și pentru puterea Ta ocrotitoare care ne înconjoară. Ne închinăm înaintea Ta, Maică Sfântă, și Te rugăm să rămâi alături de noi în toate zilele vieții noastre, călăuzindu-ne și întărindu-ne pe calea credinței și a mântuirii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, dăruiește-ne înțelepciunea să căutăm mereu voia lui Dumnezeu în toate și ajută-ne să fim vrednici de chemarea noastră de creștini. Îți aducem mulțumire pentru toate rugăciunile ascultate și pentru toate darurile pe care le-am primit prin mijlocirea Ta. Maica Luminii și Împărăteasa Cerului, rămâi în inima noastră și vechează asupra familiilor, casei și întregii noastre vieți. Să ne rugăm neîncetat și să Te cinstim într-o dragoste curată și sinceră, avându-Te totdeauna drept mijlocitoare puternică înaintea lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fie ca această rugăciune să vă aducă pace, liniște și împlinire sufletească. O zi binecuvântată cu toate cele sfinte.